Absolvenții de gimnaziu au susținut astăzi proba scrisă la limba și literatura română din cadrul examenului de evaluare națională. La nivelul județului Giurgiu este vorba despre 2675 de elevi de clasa a 8-a. Din spusele elevilor, se pare că această primă probă a fost ușoară. Absolvenții s-au pregătit intens pe tot parcursul anului și se așteaptă la minim nota 5. Ce subiecte ai avut la prima probă? Am avut genul liric, să transcriem două propoziții și să aflăm cazul, subiectele lor, ne-a dat să facem niște sinonime și cam atât. Am cât ai scris așa? Ai scris mult? Da, am scris vreo 15 rânduri. Și la ce notă te aștept? Sincer, un 5. Te mulțumești cu un 5? Da. La subiectul al doilea am avut o compunere de făcut, să facem două propoziții cu să aparțină o propoziție la completivă direct și mai mult. Ai scris mult? Cu 5 pagini. Deci te aștepți la o notă mare? Un 7, cam așa, un 8. Mi se pare că a fost unul cu virgula, cu cratima sau ceva de genul. Mi s-au părut foarte ușoare pentru că am făcut aproape toate exercițiile. Ai scris mult? Da, am scris. Mi se pare că am avut... am învățat ceva și aștept notele de la examen. Tu la ce notă te aștept? Mă aștept la un 5-6 de trecere. Și ești mulțumit? Da, de ce nu? Examenul de evaluare națională 2016 la clasa a 8-a va continua mâine, 28 iunie, cu proba la limba și literatura maternă și miercuri, 29 iunie, cu proba de matematică. Primele rezultate vor fi afișate în data de 1 iulie, iar eventualele contestații vor putea fi depuse în aceeași zi. Anul trecut, 60,7% dintre elevii de clasa a 8-a au obținut medii peste 5 la primul examen important din viața lor.